Multe salutări din nou! Bine v-am regăsit, prieteni minunați! Bun venit tuturor și bine ați revenit pe acest canal! În materialul video de azi m-am gândit să vă arăt un mic dejun rapid, o rețetă minunată care va fi pe placul tuturor. O vor savura cu plăcere atât cei mici cât și cei mari. Așadar, astăzi vă invit să preparăm împreună o budincă de quinoa. Avem nevoie de următoarele ingrediente: o cană quinoa, 2 căni de apă, 3 căni de lapte, o banană coaptă, 50 g miez de nucă, o linguriță esență de vanilie, 2-3 linguri miere sau sirop, un praf de scorțișoară și o linguriță de unt. Quinoa nu conține gluten, nu are un conținut caloric ridicat, este ușor de digerat. Se poate folosi în multe preparate, în diferite feluri de mâncare, în salate, supe, deserturi, dar și în produse de panificație. Este sățioasă, consumată, aduce foarte multe beneficii organismului. Stimulează metabolismul, reglează nivelul zahărului din sânge, digestia, ajută în tratamentul anemiei, protejează inima, scade colesterolul rău, previne obezitatea, combate inflamațiile, ajută părul și pielea să fie și să se mențină sănătoase, previne osteoporoza și beneficiile continuă, nu se opresc aici. Combinația acestor ingrediente va aduce 100% un plus de sănătate corpului nostru. Pentru început, se spală bine quinoa. După ce terminăm, o lăsăm puțin deoparte. Într-o cratiță punem apa. Și o așezăm pe aragaz să fiarbă. Când dăm clocot, punem quinoa, bine spălată în apă. Lăsăm să fiarbă timp de 15 minute, dar amestecăm din când în când. Când este gata, oprim focul și lăsăm să se răcorească. Între timp, într-un blender, punem banana și laptele. Amestecul obținut îl punem peste quinoa. Iar acum punem din nou cratița la foc mic și amestecăm până când devine cremos, iar apoi oprim focul. Când este gata, adăugăm și miezul de nucă. Și amestecăm. Acum îl lăsăm puțin să se răcorească.
iar acum punem o linguriță esență de vanilie. Mierea sau siropul după gust, în funcție de cât dorim să fie de dulce. Amestecăm bine. Acum punem și un praf de scorțișoară. Și adăugăm și cubulețul de unt. Și amestecăm totul foarte bine. După ce punem într-un bol, putem servi așa simplă budinca, doar cu un praf de scorțișoară presărat. Sau putem pune și câteva fructe pe deasupra. Fructe de pădure, de sezon, ce avem prin casă. Eu am să presar puțină scorțișoară și am să pun și fructe. Câteva bucățele de mandarine și portocale. Este un mic dejun delicios, aromat, sățios, arată și foarte frumos. Pentru a avea un corp tânăr, frumos și sănătos, în ziua de azi este foarte important ceea ce mâncăm. Este bine să reținem faptul că alegerile pe care le facem în fiecare zi influențează longevitatea și calitatea vieții. Transformă darurile naturii în rețete pentru sănătate. Pentru că un preparat în care ai încredere că este natural și este și ușor de pregătit, îți vine mereu un ajutor fix la momentul potrivit. Să îți fie de folos! Ne revedem în următorul videoclip pe acest canal!